Gerul le-a dat o lovitură grea comercianților din piețe și oboare. Mulți dintre aceștia au fost nevoiți să închidă tarabele și să stea acasă, iar alții au înfruntat frigul lângă marfa aproape înghețată. Și cumpărătorii s-au rărit vizibil. Argeșenii au renunțat la negocieri sau chiripiruri și au preferat să se aprovizioneze din magazine. Odată cu ușoara încălzire care a avut loc în aceste zile, comercianții au început să se întoarcă în piață. În toate piețele se cunoaște o îmbunătățire a comercianților odată cu topirea zăpezii și cu încălzirea timpului. Deci nu mai sunt 10-15, sunt 50 de comercianți. Produsele care se vând sunt produsele curente, cartofi, ceapă. Chiar dacă zilele acestea vânzătorii au ieșit cu toții la muncă și se gândesc că primăvara va sofsi mai devreme, frigul din timpul nopții le dă încă bătăi de cap pentru că le amenință deteriorarea mărfii și le aduce aminte că iarna nu a plecat de tot.